Bătrânii spun că sunt suficiente câteva picături din această apă pentru a vindeca de ochiul la copii crizele de nervi, patima alcoolului sau chiar sterilitatea. Se mai spune că aghiazma nu se alterează în timp, chiar dacă vasul nu este acoperit. Pentru diferite boli, să zice, pentru, mă rog, așa e bine, așa e bobotează, s-a născut, cum ziceți. Asta este, e o datină, o... Ce să... da, credință, credință, da. Pentru sănătate, pentru spălul case, pentru tot ce este bun în casă. Busuiocul e o legendă cu el, zice că aiazma nu se face fără busuioc și fetele necăsătorite să puie sub pernă să-și viseze iubitul. Numai fetele? Numai fetele. Apei sfințite de bobotează îi se spune aghiasma mare, pentru care o putere deosebită, fiind rostită o dublă rugăciune de invocare a Duhului Sfânt, iar slujba specifică are loc chiar în ziua în care Iisus Hristos a sfințit apele prin botezul său în apa Iordanului.